partea campionului David Lam. Mănușa albastră, short, mov. Lam, primă lovitură înaltă de picior. O categorie mică, dar vă asigur, loviturile sunt la fel de puternice. Bună coborârea de nivel a lui Lam. Din palmaresul său ne dăm seama că este un luptător rezistent care duce meciurile până la capăt. Chiar dacă pare că nu ar avea o lovitură de knockout. Una directă de stânga a lui Lam. Doi pe centru nereușit, dar mult mai bună lovitura de picior joasă a lui Gutierrez. Știe să-și respingă adversarul Gutierrez. Bună încercarea de lovitură din întoarcere cu brațul. Luchează însă bine în apărare David Lam. Bună loptura lui Gutierrez. Încearcă să pună presiune pe adversar Lam. De brațe cu cele de picior Gutierrez. Lam însă vine aproape. Ultimele 10 secunde. Și se încheie prima repriză. N-a fost... Suntem la Respect World Series din Madrid, prima ediție la DigiSport, în care vom vedea mai mulți sportivi români, printre ei Florin Lupu împotriva lui Abdelilah Sobi din Maroc, apoi Adrian Garlonta împotriva lui Aristote Chitusisa din Angola. Ciprian Șchiopu din România îl va întâlni în limitele categoriei 85 de kilograme pe Lorenzo Jimenez Martinez din Spania, iar Claudiu Godoi va lupta la 72 de kilograme și jumătate cu congolezul Nayanesh Parikh. La noi a început repriza a doua a meciului dintre Hugo Gutierrez, mănuși roșii, short alb, împotriva lui David Lam, ambii din Spania. Meci pentru centura de campion la kickbox profesionist, campion al Spaniei. Centru pentru Gutierrez, s-a retras la timp Lam, care continuă să pună presiune pe adversar. Lovitură de picior, de stop, îl împinge spre corzile ringului.
intră pe centru cu lovitura de braț. Trebuie să atace mai mult David Lam. A intrat lovitura de genunchi a lui Gutierrez. De stânga în gardă pentru Gutierrez. Se bat mult cei doi, însă tehnicile nu sunt chiar cele mai reușite. A bună încercare de secerare pe săritura lui Lam. Se bate mult Gutierrez. Luptă la siguranță pentru David Lam. Ultimele secunde din această a doua repriză, din nou cu tehnici de picior pe coapsă și se încheie repriza. Aici o secerare bună, reușită. Ale Gutierrez. Cred că în repriza a treia și ultima se va stabili învingătorul. O luptă echilibrată. Gutierrez, dacă vrei să fii noul campion, trebuie să fii mult mai hotărât. Ultima repriză a treia meciul pentru titlul Spaniei la kickbox profesionist din gala Respect World Series. Hugo Gutierrez, un short alb împotriva lui David Lam, deținătorul centurii. Secerarea lui Gutierrez, însă Toiago este chiar procedeu cu care se impresioneze. Acum croșeul de dreapta reușit de Gutierrez, care încearcă să forțeze, se clatină, Lam bate în retragere. Se întoarce cu spatele, probleme pentru David Lam, forțează, simte momentul Gutierrez, arbitrul intervine între cei doi, încă nu îl numără pe Lam. Gutierrez continuă atacurile, avertizat să nu lovească și cu capul. Da, moment bun pentru El Chico Urbina.
Cristian în prima repriză aceste sărituri din lupturi de genunchi din săritură. Secunde, dar n-are voie să se țină de corțile ringului și să lovească din săritură. Da, se încheie meciul cu o repriză bună pentru Hugo Gutierrez. Foarte încântat de această repriză. Lovitura care a declanșat micul dezastru pentru David Lam. A început repriza a patra. David Lam în short move împotriva lui Hugo Gutierrez, meci pentru titlul de campion al Spaniei la kickbox profesionist. Din ce în ce mai bune lovturile pe coapsă ale lui Gutierrez. David Lam să lase o impresie bună. Un croșor de stânga al lui Urbina. Singură lovitură de genunchi în clinch. Cel care vine în față și dă drumul la tehnicile de braț. Din nou începe combinația cu lovitura pe coapsă Gutierrez. Suficient cât să stopeze atacul lui David Lam. Lovitura lui Lam se trage la timp Gutierrez, lovitura de genunchi acum, vrea să-și ia și revanșa cu o secerare. Știe că pentru prima nu va fi avertizat. În aceste ultime 3 minute Hugo Gutierrez și David Lam, repriza a cincea și ultima, meciul pentru titlul de campion al Spaniei la categorie 54,5 kg. Începe foarte bine Gutierrez. Se plânge de o lovitură cu mănușa deschisă. O ușoară tăietură. Iar și e cât este de dureroasă, însă nu este o sângerare foarte mare, trimis în colțul neutru al doctorului. Am văzut răni și mai grave și
sportivi au reușit să continue lupta. Am văzut vreo rigoare cu lovitura care i-a plesnit barcada lui David Nam. Publicul nu este foarte mulțumit de această întrerupere. Ambii sportivi sunt scoși din ritm și cere sprijinul suporterilor. Hugo Gutierrez, meciul se rea acum, ultima repriză. Parcă mai mobilizat, David. Meci disputat de 5 reprize. Personal, mi-a plăcut mai mult Hugo Gutierrez. A avut un început oarecum timid, însă în ultimele 3 reprize mi s-a părut că a fost cel cu loviturile mai clare. Să vedem însă ce decizie vor lua arbitrii, judecători. Cine va pleca acasă cu centura? Iată aici o lovitură de dreapta care l-a dezechilibrat serios pe David Lam. Clar obosit David Lam în ultimele 3 minute. Să vedem însă ce decizie vor lua arbitrii. Alin Panaite, promotorul acestei gale, cu centura în mână. Reprize disputate, Gutierrez sau Lam? Gutierrez câștigă la puncte după 5 reprize și el va fi cel care va primi centura de campion al Spaniei la kickbox. Victorie la puncte pentru Hugo Gutierrez, el Chico Urbina. Campion al Spaniei. Hugo Gutierrez, 25 de ani. Prea mare centura pentru el,